Haideți, luați loc, urmează să se intoneze imnul de stat al României. Să fie format din doamna Nușa Troșcă și Anca.
Dacă sunteți de acord, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate? Dată fiind validarea prezenței statutare a reuniunii CCL a PNL Budești, vă vom trece la punctul cel mai important. Și anume, desemnarea candidatului Partidului Național Liberal la alegerile locale din 2024 în Comuna Budești. Date fiind performanțele extraordinare, din punctul meu de vedere, în România, Ionel Vlăbulescu este unul dintre cei mai performanți primari. A reușit în această comună limitrofă Râmnicului să eclipseze atât orașe cât și municipii. Este, din punctul meu de vedere, omul care sfințește locul. Acestea fiind spuse, avem un singur candidat pentru funcția de primar al Comunei Budești din partea PNL. Și acesta nu poate să fie decât unicul Ionel Vlăbulescu. Acum voi supune la vot cine este pentru această nominalizare, ca domnul Ion Vlăbulescu să fie desemnat ca și candidat al PNL la alegerile locale. Împotrivă? Abțineri? Este onoare să văd peste 300 de colegi. Felicitări, domnule primar! Aveți cuvântul!